Sportivul selist Alin Firfirica a fost desemnat cel mai bun atlet senior din anul 2018 de către Federația Română de Specialitate în cadrul galei care a avut loc la Teatrul Elisabeta din București. În prezența numeroase personalități ale atletismului românesc, tânărul de 23 de ani, antrenat de Daniela Costian, a obținut cel mai bun rezultat în 2018 la Campionatul European de Seniori în aer liber de la Berlin, când s-a clasat pe locul 7 în finala de aruncare a discului. Campion continental în 2015 la grupa de vârstă sub 23 de ani și vicecampion în 2017, Alin Firfirica este mulțumit de rezultatele sale de anul trecut. Pentru mine anul 2018 a fost un an foarte bun, cu reușite. Până acum am fost învățat cu performanțe la nivel de tineret, de juniori, dar acum am reușit să pășesc la nivelul de seniorat, unde este altceva, a fost mult mai greu într-adevăr, dar să particip pentru prima dată la un campionat european și să fac finala mare și să ieși pe locul 7 este mai mult decât îmi doream. Sportivul Clubului Sportiv al Armatei Steaua este foarte încrezător în viitorul său. Sper să mă îndeplinesc în primul rând baremul pentru Jocurile Olimpice, dar până acolo avem de făcut o surpriză la fel de frumoasă la campionatele mondiale, unde am de gând, de asemenea cum am făcut și la europene, să reușesc să prind finala. Mai întâi finale la europene, finale la mondiale și la Jocurile Olimpice îmi doresc, cum am spus mai devreme, să mă întorc cu o medalie acasă. Federația Română de Atletism este al 7-lea for sportiv din România, după cele de la canotaj, scrimă, gimnastică ritmică, lupte feminin, caia canoe și șah, care desemnează în 2018 drept cel mai bun un sportiv de la Steaua.